Am revenit în complexul sportiv Marcea cu cel mai așteptat moment al zilei, finala Summer Cup între FC Argeș și ACS Tâmpa Brașov. În prima repriză FC Argeș va ataca de la stânga la dreapta. O primă ocazie a piteștenilor a fost șutul lui Ianis, cel mai periculos jucător și cel mai bun până în acest moment. Oh, iată ce trecere a lui Alex. Sperăm că a rezolvat problema cu Adidasul, care a sărit de vreo 5-6 ori în duelul cu Găieștiul. Iată-l în acțiune pe Rareș. Încercăte pentru greșeala de mai devreme. I-am scuzat un moment dat Rafa. Este Rareș. Greșește portarul celor de la ACS Tâmpa. Repunere pentru brașoveni între timp. Mascota celor de la FC Argeș Basket este prezentă în arenă. Vulturel este aici. Iată și un duel al galeriilor pe care îl avem în acest moment. FC Argeș susținută frenetic de fanii prezenți. Ayan, dribling bun, Ayan shoot cu dreptul blocat. Ayan a marcat un hat-trick în meciul cu Marcea. Shoot-ul lui Rareș prinde Alexandru. Vedem fără soluție Alexandru. Rareș recuperează din nou. Rareș, Ayan, Alex încearcă să joace la margine pentru Patrick. Intervine Ianis. Repune Alex, capitanul brașovenilor. Minge spre Patrick. Foarte atent Rareș la această fază. A intrat montat noarul echipei. Lucas, Rareș, cearcă spre Lucas. Alex, greșește Alex, mingea la Ayan, vine șutul în blocaj. Rareș din prima, apără Alex. Vedem cât de bine au început jucătorii piteșteni această partidă, dornici de revanșă. Au pierdut în semifinalele ultimului turneu în care cele două echipe s-au întâlnit. Acum vor să-și ia revanșa cu siguranță, mai ales că joacă pe teren propriu. Blocat acolo Sebi de Lucas. Pare că Lucas a și obținut posesia pentru echipa noastră. Rareș nu mai prinde această minge în teren Ianis. Ultima dată când cele două echipe s-au întâlnit, Brașovul a câștigat după loviturile de departajare. În timpul regulamentar scorul a fost 2-2. A fost un hands aici. Se va executa lovitura liberă. Execută capitanul Lică Alexandru. Iată-l din nou pe Rareș. Bună pasă spre Ayan. Ayan încearcă un dribling, dar este blocat de Sebi. Trece Patrick de Ianis. Shoot spre poartă. Mingea atinge plasa în afară. Rareș, bună pasă în centru la Ayan. Ayan încearcă să scape de Alex, dar scoate doar o aruncare de la margine. Spuneam, vom avea pe parcursul acestui meci și un duel al galeriilor. Au venit și brașovenii în număr destul de mare. Rareș scapă de Patrick, dar este deposedat de Bogdan. Apără din nou Mario, dublă paradă a portarului nostru. O greșeală lui Ayan și până la urmă este gol. Marchează Tâmpa Brașov, deschidere de scor, marchează Patrick, jucătorul cu numărul 11. Dar băieții noștri au demonstrat că pot să revină. Au fost conduși în duelul cu cei de la Marcea Sport în semifinale. Lucas îi lasă mingea lui Rareș. Rareș, deposedat de Sebi. Ianis, șut în blocaj. A lovit mingea, se pare că arbitru a dat hands. Dar jucătorul celor de la ACS Tâmpa Brașov se vaită, s-a lovit în piept. În burtă, chiar în plex, mai bine spus.
Vedem ce s-a dat aici. Se pare că până la urmă arbitru a revenit la faza inițială, a acordat în primă fază Hintz. Dar acum va fi minge de arbitru. S-a revenit Alexandru între timp. Poate continua jocul micul Puști. Scoate și o care de la margine. Bogdan deposedat, nu se dă faul. Jocul lăsat puțin mai liber. Bogdan va băga mingea joc pentru brașoveni. Minge spre Sebi. Nu, a fost Sebi cel care a băgat mingea joc, a fost minge spre Bogdan. Atent Mario. Rareș, cel mai activ jucător în această primă repriză pentru piteșteni. Tackling-ul lui Bogdan. Același Rareș va repune de la margine. Ianis. Ianis este cel care a dat tonul revenirii în semifinale. Cu golul marcat pe sfârșit de repriză. Iată-l pe Patrick, acum în acțiune. Rareș stă foarte bine pe picioare. Vine și Bogdan să-și ajute cu echipierul. Sperează brașovenii. Patrick, Ianis. Ianis trebuie să joace la fel cum a făcut în semifinale atunci când nicio minge n-a trecut de el. Lucas încearcă să joace în centru la Aian. El faultul lui Aian aici asupra lui Alexandru. Secută Sebi, această fază fixă. Sebi îl caută pe Patrick. S-a interpus Lucas în primă fază. Rareș pierde în fața lui Alex. Lucas, iată ce bătălii se dau acolo. Aian a încercat să-l păcălească pe Bogdan. Pe Sebi, mă scuzați, acum este Bogdan. Rareș trimite mingea în afara terenului. Out de centru ACS Tâmpa Brașov. Secută Bogdan. Secută Bogdan, caută pe Patrick. Ianis este atent. Scoate aruncare de la margine cu intervenția lui Alexandru. Sebi. Vedem, iată-l pe Sebi. Din nou, ocazie pentru FC Argeș. Lucas încearcă un dribling. Ianis, faul. Faultul lui Patrick. Și o șansă bună pentru FC Argeș de a marca. Ianis a marcat în semifinale din lovitură liberă primul gol. Să vedem dacă o va face și acum. Zi din trei jucători făcut de brașoveni. Vine șutul lui Ianis în spatele lui Bogdan. Ceva grimasă pe fața Puștiului cu numărul 6 de la Brașov. Brașov, Bogdan în căutarea lui Patrick. Se resimte Bogdan după ce a încasat acea minge în spate. Rareș nu s-a sincronizat acolo cu Mario. Mingea rămâne la noi. Lucas schimbă pentru Ianis. Bun dribbling-ul lui Ianis. Ianis șut! Apără Alex! Lucas! Nu s-au înțeles acolo Lucas și Ianis, care să șuteze. Bogdan rămâne pe picioare, se lasă lege avantajul lui Alex. Rareș îl deposedează. Dribbling-ul lui Patrick. Lucas. Se resimte Alex. Bogdan încearcă să șuteze, dar trimite mingea în afara terenului. Se resimte din nou Alex. Dacă prima dată a fost lovit în plex, acum acuză o lovitură în față. Încurajat de fanii prezenți aici. Lucas pasă spre Ianis. Faultat Ianis. Ianis bate repede Aian. Cearcă un dribbling în fața lui Ianis. Lui Alex, mă scuzați, Aian din nou. Aian în fața porții prinde Alexandru. Alexandru joacă repede la celălalt. Alexandru. Dribbling în fața lui Ianis. Foarte bine Ianis. Vine din spate și
Se deposedează corect pe capitanul brașovenilor. Pedro, pleacă! Pleacă! Pleacă-mă în față! Ale! Aud pentru brașoveni. Execută Patrick spre Bogdan. Bogdan ținut de Rareș. Hai, Bogdan, prinde Mario. Din nou Rareș. Pasă la margine spre Lucas. Dribblingul lui Lucas în fața lui Bogdan. Ianis joacă din nou la Lucas. Lucas îl scapă de Sebi, dar prinde Alexandru. Sebi joacă foarte bine din prima. Ianis, ocazie, șutul lui Ianis, prinde Alexandru. Aruncă lung spre Patrick, dar același Ianis reușește să recupereze pentru moment. Alex, Patrick, vedem lupte superbe date de acești micuți. Crează Rareș, faultul lui Bogdan. Lucas, acțiune în partea stângă de posedat de Bogdan. Din nou Lucas. Alex scapă mingea printre picioare și va fi corner pentru FC Argeș. Încurajați micii vulturi. Maian, nu este preluarea. Ianis scapă și de Patrick. Ianis, bună pasă în centru spre Aian. Dar recuperează Sebi, iată aici un 2 contra 1. Sebi șutează, prinde Mario. Putea să-i pasteze lui Bogdan la această fază Sebi, dar a preferat să finalizeze de unul singur. Ianis, Alex, l-a lovit aici pe Aian. Se ridică șeptarul formației noastre. Rareș, superb acolo. Schimbă pentru Lucas. Lucas, în duel cu Sebi. Fie repunere pentru FC Argeș. Rareș. A încercat în fața porții, dar acolo nu era nimeni. Foarte frumoasă această finală. Aian, gol! FC Argeș. Aian egalează după greșeala lui Alexandru. Este al treilea gol pe care îl dă Aian astăzi, după ce a marcat de două ori în semifinale. Spuneam, și în semifinale FC Argeș a fost condusă și a reușit să revină. Foarte atent Aian la această fază. Alex, nu trece de Ianis. Să vedem dacă FC Argeș va reuși să întoarcă soarta partidei. Faultul Alex asupra lui Ianis. Al doilea cartonaș galben de astăzi. Ambele s-au dat în semifinale. Și o nouă șansă pentru Ianis. Ianis va executa această lovitură liberă cu piciorul drept. Vedem zid doar dintr-un jucător făcut de brașoveni. Vine șutul lui Ianis pe lângă poartă. Din nou era să fie o greșeală a lui Alex. Faulta capitanul echipei brașovene de Aian. Am intrat în ultimul minut al acestei prime reprize. 1-1 scorul în marea finală. Spuneam și data trecută când cele două echipe s-au întâlnit. Scorul a fost egal după 30 de minute. Iar duelul s-a decis la lovituri de la 11 metri. Mario pentru Rareș. Dribblingul lui Rareș. Vine Sebi. Foarte bine, Ianis. Duelul numerelor 8. Ianis este efectiv de netrecut. Poate au fost câteva faze la care a greșit și el, pentru că este de înțeles. Dar rest a fost impecabil optarul celor de la FC Argeș. Alex, conjurat de Aian și de Ianis. Iar în acest moment avem final de primă repriză. 1-1 în marea finală dintre FC Argeș și Kids Tâmpa. Revenim
maxim 2 minute. Repriză și ultima acestei competiții. Aian, șut, minge, respinge în față și Lucas, gol! Fece Argeș se întoarce din nou de la 1-0 și iată cum începe această repriză, cum nu se poate mai bine pentru piteșteni. A respins Alex în față după șutul lui Aian, iar Lucas a introdus mingea în poartă din doar câțiva metri. Să vedem replica brașovenilor. Patrick greșește. S-a enervat antrenorul brașovenilor. Superbă acțiune însă a lui Sebi. Sebi șut pe lângă poartă. Schimbare la Brașov. Iese jucătorul cu numărul 11, Patrick. Intră jucătorul cu numărul 14, Teodor. Se pare că Sebi a fost blocat în momentul șutului de Ianis și este corner pentru brașoveni. Am crezut că va executa chiar noul intrat. Va executa capitanul Alexandru. Alexandru bate spre noul intrat Teo. Ianis trimite din nou mingea în afara terenului și va fi corner. Se bate această lovitură de colț, acela-i Ianis. De această dată câștigă balonul pentru Alvioleți. Aian, rămâne la minge, deposedat de Alex. Se pare că arbitrul nu dă faul. Rareș, se dau lupte grele acolo. O, faul tare aici al lui Aian, supra lui Alex. Din nou sunt ceva poliție de plătit. Alex
Direct pe poartă și este gol. Este 2-2. În aceste momente Tâmpa egalează. Marchează capitanul echipei, Alica Alexandru. Iată ce repriză. Avem două goluri marcate rapid. Ianis. Ianis, bună acțiune. Ianis. Ianis, pasă în fața porții. Ian, gol! Ian marchează. Trei la doi pentru FC Argeș. Replică rapidă a jucătorilor noștri. Ianis. Întoarce rare și calm la Mario. Degajează. Atenție, Lucas. Iese Alex în întâmpinarea lui. Finge ajunge la marcatorul golului 2 de la Brașov, care greșește pasa. Repune Ianis. Rareș. Rareș. Mai scoate aruncare de la margine. Rareș. Pasă spre nou intratul Salvo de carul echipei. Nu reușește să țină mingea în teren, dar scoate o aruncare de la margine, executată de Lucas, cel care a dat golul de 2-1, prin care FC Argeș și-a întors scorul. O repriză cu 3 goluri deja. Cred că este cel mai spectaculos meci al zilei de astăzi. Recuperează Ianis! Gol! 4-2 pentru FC Argeș. Iar puștii piteșteni sunt din ce în ce mai aproape de revanșa pe care o așteaptă de atâta timp. Brașovenii au condus, spuneam, cu 1-0, iar FC Argeș a reușit să întoarcă exact ca în semifinală. Sperează Ianis. Rafa. Prareș, mă scuzați, ziceam Rafa. Lucas, bună pasă la Savio! Apără Alexandru! Schimbat capitanul echipei brașovene. A reintrat pe teren Bogdan. Ianis, deposedat Salvo. Atac periculos pentru brașoveni, care pot reduce din diferență Bogdan. Teo, în duel cu Rareș, faultează Teo, nu? Un tehnic superb. Greșește Sebi. A furat acolo mingea Salvo. Luca se întoarce la Ianis. Sperează Bogdan. Trebuie să calmeze puțin jocul. Sunt momente haotice în acest moment. Dribblingul lui Lucas. Se interpune Sebi. Rareș joacă din prima la Salvo. Salvo rămâne fără Adidas. Rareș face un pressing foarte bun. Mingea a ieșit acolo. Va fi minge de arbitru. Minge de arbitru. Posesia le va aparține băieților noștri. Lucas. Lucas. A intrat pe teren între timp și Adrian, jucătorul cu numărul 14. A fost nevoit să intre pentru că Salvo și-a pierdut un Adidas și a ieșit în afara terenului. A reintrat între timp. Iată-l acum, Salvo! Se împiedică Sebi. Ceva probleme cu spectatorii care stau prea în față.
Yanis. Mai scoate o aruncare de la margine. O repriză cu 4 goluri. La pauză spuneam scorul arăta, tabela de scor arăta 1-1. Salvo! În plasa laterală. Ține reciproce între doi jucători. Este vorba de Rafa și de Tudor. Probleme la repunere. Iată ce țineri. Greșește Alex. Rareș. Rareș pentru Salvo. Salvo blocată în momentul șutului. Rareș recuperează în fața lui Tudor. Minge în fața porții. Era Lucas acolo, dar a venit din afara jocului. Reintră pe teren capitanul echipei, Alexandru. Sebi în duel cu Salvo. Sebi joacă în față spre Teodor. Protejează Yanis foarte bine. Adi. Adi câștigă duelul. Scoate un out. Se execută rapid. Adi l-a căutat pe Salvo. Recuperează Rareș. Rareș de posedat de Alexandru. Adi pe lângă poartă. Salvo, bun pressing-ul lui Salvo în fața lui Sebi. Faultează Salvo. Mai avem 6 minute din această finală. FCA Argeș conduce cu scorul de 4-2 și este din ce în ce mai aproape de a câștiga această ediție de Summer Cup. Execută Sebi, lovitura liberă, nevoit să bată până la propriul portar. Salvo a făcut acolo pressing, mingea revine lui Sebi. Sebi pasă pentru Patrick, care a reintrat pe teren. Patrick în duel cu Rareș. Va fi corner pentru Kid Stâmpa Brașov. Fanii își încurajează favoriții, n-au încetat deloc să fac acest lucru. Sebi șut pe lângă poartă. Adi rămâne la minge. Atenție la această față. Salvo. Salvo 1-1. Salvo. Gol! 5-2 pentru FC Argeș. Și cred că totul s-a terminat în acest moment. FC Argeș va câștiga Summer Cup chiar acasă. Și cum putea să se încheie acest turneu decât cu un gol marcat de decarul echipei, care este și schimbat în aceste momente. Iese Salvo și intră Ian. Adi e posedat de Sebi. Sebi încearcă să-l găsească pe Patrick. Mingea este în afara terenului. Ar fi doar aud de poartă. A fost o finală ce ne-a oferit foarte mult spectacol. Spuneam la pauză, scorul arăta doar 1-1. Iar repriza a doua a fost foarte dinamică. Este deposedat Rareș. Vine șutul lui Sebi peste poartă. A doua încercare a lui Sebi de a marca în această partidă. Mario joacă scurt la Yanis. Yanis schimbă direcția la Rareș. Încearcă brașovenii să facă pressing și să mai înscrie până la sfârșitul partidei, dar le va fi foarte greu să revină și să întoarcă acest rezultat de pe tabelă. Adi, atenție la această fază. Adi se va scăpa 1-1. Adi vine din spate tare. Sebi, gol! 6-2.
Adi marchează golul cu numărul 6. Și deja se aud de pe fundal celebru strigă să vină cupa la Pitești. M-am grăbit mai devreme că spuneam că turneul se va închide cu golul lui Salvo. Iată că Adi m-a contrazis la această fază. Rareș! Mai avem 2 minute. Ocazie pentru brașoveni. Darianis! Dacă s-ar da un premiu pentru jucătorul turneului, cred că Ianis l-ar merita pentru ce a făcut astăzi. Reintră Salvo pe teren. Iese Rareș. Mario joacă scurt la Aian. Aian spre Ianis. Ianis încearcă să joace la margine spre Adi. Patrick. Se revine mingea lui Patrick, apără Mario! Apără Mario! Acțiune încercată de Aian, deposedat. Atenție, Teo, foarte bine din nou Mario!